Astăzi, parohia noastră are bucuria de a sărbători un eveniment deosebit, Ziua Ușilor Deschise. Un moment din șirul activităților pe care le-am organizat în cel de-al 40-lea an aniversar al parohiei. În urmă cu 40 de ani, parohia din Offenbach s-a înființat, a fost ctitorită, cum se spune, și de atunci încoace a avut o istorie destul de zbuciumată și chiar interesantă, ultimii ani fiind marcați de o colaborare cu orașul Offenbach în diferite proiecte sociale. De aceea, ziua aceasta Ușilor Deschise a fost organizată de orașul Offenbach și în semn de respect pentru parohia noastră, care a și fost, de fapt, premiată pentru activitatea ei de integrare socială cu premiul anual al orașului Offenbach. În anul 2014 am avut, se poate spune, apogeul activității de integrare și colaborare cu orașul Offenbach prin aceste proiecte. În timpul acestui an, al 40-lea aniversar, parohia noastră are mai multe evenimente organizate. Ziua Ușilor Deschise o considerăm o realizare deosebită pentru că este un eveniment pe care îl am organizat împreună și cu alții din afara parohiei, nu numai cu membrii parohiei sau credincioșii bisericii. În cadrul Zilei Ușilor Deschise, orașul Offenbach a avut în vedere o accentuare a prezenței românilor și bulgarilor în Offenbach. Două grupuri de populație din țări europene, din comunitatea europeană, care au deschis multe teme de integrare în orașul Offenbach și în întâmpinarea rezolvării acestora, orașul Offenbach a făcut eforturi de a organiza diferite proiecte sociale. Noi suntem cei care am deschis această sărbătoare a Ușilor Deschise în Offenbach. Dintre cele trei comunități care fac parte din programul organizat pentru ziua de astăzi, noi suntem primii care primim pe reprezentanții orașului, suntem primii care prezentăm activitatea noastră și apoi vor urma cei de la comunitatea bulgărească, respectiv Asociația Studenților Bulgari și, în încheiere, Asociația Culturală Română CROM din Offenbach. Noi avem în programul acestei zile să prezentăm parohia noastră nu numai din punct de vedere bisericesc, ceea ce ne este specific, ci și al implicării noastre în viața socială. De aceea am găsit de cuviință să facem o prezentare a parohiei începând din biserică, locul unde ne întâlnim cel mai des noi care suntem membrii acestei comunități și ne întâlnim nu numai pentru probleme bisericești, ci și pentru alte tipuri de probleme, iar apoi prezentăm o expoziție de icoane pe sticlă din colecția parohiei, icoane adunate în decursul timpului de la diferite persoane, membri ai parohiei, care le-au donat parohiei în vremea când nu aveam încă pictura pe pereții bisericii și am împodobit pereții bisericii cu aceste icoane. Iar acum icoanele, după ce s-a făcut pictura pe pereți, fac parte din colecția de expoziție pe care o prezentăm și astăzi. De asemenea, mai avem o expoziție itinerantă, 40 de ani de istorie a parohiei și comunității românești din Offenbach. Se subînțelege că pe lângă cele sufletești pe care vrem să le prezentăm de natură spirituală, avem sigur și semnele bunei primiri, așa cum se poate vedea pe mesele de la intrare, prin care vrem să primim pe oaspeții care vor veni, pe cei invitați, pe cei care au aflat de evenimentul nostru și au venit și sunt bine primiți, și pe cei care au venit din partea autorităților locale. Am pregătit noi, cei care facem parte din parohie, prin osteneala ajutoarelor și a celor care ne-au susținut și material,
cele tradiționale românești, o bună primire românească, cu bucatele noastre, așa cum sunt ele, dorite și așteptate de fiecare în momente de bucurie. De asemenea, am mai pregătit o prezență muzicală. Tineri de-ai noștri care sunt premiați aici în Germania, de la nivelul local până la nivel de land, copii foarte tineri pe care îi vom putea vedea în manifestarea pe care o vor prezenta. De asemenea, copiii de la școala românească, îmbrăcați în costume tradiționale populare, într-un costum popular autentic, care este făcut după modelul costumului care s-a purtat la unirea de la Alba Iulia și asemenea model se află în Muzeul Național din Alba Iulia. Acest model a fost transpus pe costumele care le poartă copiii noștri astăzi, copiii de la școala românească. De asemenea, tot copiii de la școala românească vor prezenta nu numai costumele, ci vor prezenta și programul lor pregătit de-a lungul timpului, cu care de fapt se prezintă la mai toate manifestările orașului aici în Offenbach sau la anumite întâlniri culturale. Ne bucurăm astăzi că avem în mijlocul nostru și persoane mai în vârstă, fondatori ai parohiei, cei care au fost martori la întemeierea parohiei, care au participat la adunarea generală, care au fost în Consiliul de Conducere a Parohiei, între care ne bucurăm să-l avem în primul rând pe domnul Carol Brandhauer, care este foarte atașat de comunitatea românească și care are și acasă o colecție întreagă de documente, de fotografii legate de anii de început ai parohiei românești din Offenbach. De asemenea, doamna Ireana Schwarz, care și ea cam de aceeași vârstă, cu nea bebe, cum îi spunem lui domnul Carol Brandhauer, este alături de noi și ne bucurăm că încă în starea de vârstă pe care o au amândoi, cu toate problemele de sănătate și greutățile vârstei, au ținut să fie de față la această sărbătoare, să participe activ și să se poarte ca în ziua înființării parohiei. Adică să se implice în viața parohiei cu toată inima și cu tot elanul lor. Punctul greu, să spun așa, punctul central al zilei de astăzi, l-am așezat pe expoziția omagială, 40 de ani de la înființarea parohiei. În această expoziție sunt prezentate documente de la întemeierea parohiei, respectiv lista membrilor adunării parohiale, peste 100 și ceva de membri au fost cei care au participat cu familia lor la fondarea parohiei, apoi actele necesare, notariale, toate demersurile care sunt corespondența cu Patriarhia Română, pentru că era nevoie de o aprobare din partea Patriarhiei Române de la București ca să poată parohia să aibă un preot care să aibă voie să slujească și să fie cu binecuvântare, iar apoi, mai departe, tot mersul parohiei, respectiv primele slujbe, unde s-au săvârșit, prima dată când a intrat comunitatea într-un spațiu care a fost consacrat pentru slujba duminicală, pentru slujbele religioase, în Isenburger Schloss, în centrul orașului Offenbach, unde și presa a reacționat, avem articolele din presă din vremea aceea, părerile celor care au venit din partea altor biserici. Mai departe, sigur, evoluția bisericii, chiar și momente triste din viața comunității, când s-a întâmplat să fie prin anii 90 un incendiu în spațiul interior, unde au fost distruse mai multe bunuri sacre din zona altarului și care au fost de asemenea în presă mediatizate, avem articole de presă, reacția bisericilor, felul în care au sărit să ajute. Apoi, de asemenea, momentul când a trebuit comunitatea să părăsească acest spațiu,
din cauza faptului că nu mai putea fi mai departe închiriat, potrivit condițiilor stipulate în contractul de închiriere, și căutările pe care le avea parohia, poziția celorlalte biserici locale care au protestat spunând că un spațiu sacru nu poate fi folosit la altceva decât tot pentru un spațiu sacru, se intenționa acolo să se facă un restaurant în spațiul acela. Apoi, mai departe, istoria parohiei continuă în biserica reformată din centrul Offenbachului, unde a fost vorba să viețuim un an de zile, să ne folosim de spațiul oferit de credincioșii bisericii reformate, dar am rămas 11 ani acolo, am făcut acolo, oficiat toate slujbele, botezuri, cununii, toate câte țin de tradiția noastră, orele de religie, apoi în capela italiană din Offenbach și în sfârșit, în ultimii 20 de ani, în locația în care ne aflăm acum, în Bachstrasse, am reușit să ne instalăm după ce am angajat cumpărarea prin finanțare bancară a acestui locaș. Toate acestea se găsesc în această expoziție, puse în ordine cronologică, și încheie șirul acestei prezentări articolele de ziar privitoare la implicarea socială a parohiei. Articolele de ziar apărute în ultimii ani, având puncte de apogeu cu vizita secretarului de stat Jo Dreiseitel de la Wiesbaden, care a apreciat mult nu numai activitatea și implicarea în activitatea socială și de integrare, ci și spațiul bisericesc, care îl consideră un loc de artă și de reculegere, nu numai pentru românii care vin la slujbă aici în biserică, ci pentru oricine trece pragul acestei biserici. O apreciere făcută personal. Aprecierile acestea, sigur că le-a făcut nu numai secretarul de stat și nu numai presa în diferite momente în ultimii ani, ci chiar și reprezentanții orașului care și astăzi sunt alături de noi și care au fost uimiți de mediul în care românii își găsesc loc de rugăciune, spațiul bisericii care este împodobit atât de frumos și de mișcător, încât n-au putut să nu își exprime acest lucru apreciativ, considerând că este cu adevărat ceva extraordinar. În cadrul expoziției de icoane prezentăm și două cărți deosebite. Este vorba de edițiile critice ale Noului Testament de la Bălgrad și ale Bibliei de la București. Aceste două lucrări, prezentate într-o formă critică, adică făcută de specialiști, în care originalul este tradus în românește, iar în partea a doua sunt fotocopii, facsimile ale paginilor originale, cu comentarii, ne arată că, de fapt, la români preocuparea de a avea Sfânta Scriptură în propria limbă a fost foarte veche. Deci nu numai germanii care prin Luther au primit, după un proces întreg de revoluție, se poate spune, de schimbare, de reformă, au primit Biblia în limba germană. Românii au primit acest lucru fără efort, ci s-au făcut prin munca unor oameni de cultură care au muncit la traducerea din limba originală în limba română a textelor sfinte foarte timpuriu.
Am venit de 14 ani în Germania. Soțul meu a primit un contract ca și computer specialist aici în Germania. Și primul lucru pe care l-am făcut, bineînțeles, ca orice român aici, am căutat o comunitate românească și am găsit-o aici, o comunitate plină de căldură, bineînțeles, la biserica românească. Am un copil de 14 ani, este la un liceu, la gimnaziu în Friedberg și încercăm de câte ori putem să o aducem aici, unde sunt influențe românești, unde poate să întâlnească cu alți copii români, să primească puțin cultură românească. Am venit aici, este ziua ușilor deschise în Biserica Românească și am venit aici cu mult drag ca să întâlnim alți români, să discutăm cu ei puțin și fata mea o să cânte astăzi, în cadrul acestei întâlniri, o să cânte o piesă românească de Paul Constantinescu, Tocata, și probabil o altă nocturnă de Chopin. Mă numesc dr. Marius Mitrenca, sunt originar din România, am venit în Germania în 1975. Sunt astăzi la această festivitate a împlinirilor celor 40 de ani de la deschiderea Bisericii Sfântul Nicolae din Offenbach, la care sau în care am căsătorit și religios, ca să fiu printre concetățenii noștri români. În această perioadă de 40 de ani am aparținut comunității în sensul ajutând oamenii care au venit în România, ajutând și Biserica Română tot acest timp, cunoscând personal preoții care au ținut slujbe în această biserică. În acești ani care au trecut, cu Părintele Angel, am avut foarte multe discuții și am încercat să-i dau totuși un suport, nu numai material, dar și spiritual și prin anumite relații, ca această biserică să funcționeze după gustul nostru și după plăcerea noastră ca ortodoxi și nu cum au dorit alții sau cum doresc alții să ne înjosească, să vorbească urât despre noi. Noi vrem să le dovedim oamenilor din această țară că suntem de o cultură, de o religie, de o entitate și de o curățenie psihică și fizică mai mult față de alții. Mulțumesc! Venind din Germania, aveam dorul și lipsa Bisericii Ortodoxe Române, biserică în care am fost născuți și botezați. Am venit în acest oraș, Offenbach am Main, și aici nu am avut Biserică Ortodoxă Română. Venind în Germania la tatăl meu era braumeister la fabrica de bere Brauhaus în Frankfurt și era deja îngropat de 3 zile. N-am avut nici unde să dorm. Dar am simțit nevoia de a mă ruga la Dumnezeu și a cere ajutor. Acest lucru l-am făcut din plin, dar lipsea un preot. Și atunci am rugat pe Dumnezeu să-mi dea un sfat. Sfatul mi l-a dat, la Baden-Baden a fost o biserică și este o biserică cu ortodoxie română. Am chemat preotul de acolo, a venit odată la 2 luni să țină o mică slujbă în casă la mine. După aceea am găsit de cuvință ca să rog Patriarhul Justinian Marina să ne dea posibilitate să facem o biserică aici. Și ne-a dat posibilitate, ne-a dat un preot, pe Părintele Tudor, iar statul orășenesc, Offenbach am Main,
prin primarul Apfel ne-a dat biserica ortodoxă, ne-a dat biserica castelului din Offenbach. Și acolo am făcut prima slujbă. De aceea aveam nevoie de preot și ne-a dat prea fericitul patriarh Justinian Marina, ne l-a trimis pe Părintele Tudor ca preot al Bisericii Ortodoxe Române. A fost de nemaipomenit acest eveniment, aplaudat de lume, de oameni, de originalii din România, egal fiind ei și catolici, dar au venit la biserica noastră ortodoxă română, unde Părintele Tudor a slujit ani mulți de-a rândul. Iar acum suntem la un mare eveniment al acestei Sfinte Biserici Ortodoxe Române, biserică care împlinește 40 de ani de la înființare, cu Părintele Angel, preot care s-a zbătut și se zbate mereu pentru binele bisericii și pentru a păstra obiceiurile noastre ortodoxe române din țară, din copilărie, din familie. Noi ne rugăm la Dumnezeu să-l țină sănătos și să-i dea mulți ani pentru a păstra mai departe acest obicei al nostru. Ne-am bucurat, am venit în anul 1968 aici și am stat o perioadă până domnul Panhaur a venit și ne-a spus că vrea să aducă o biserică aici, în Offenbach, și atunci sigur că trebuie să izgălim 10 persoane, ca să fim 10 persoane să izgălim pentru această parohie. Am izgălit, ne-a adus aici pe un preot, Tudor, a făcut prima slujbă într-un garaj, după aceea ne-a dat la o grădiniță evanghelică sau nu mai mi-aduc aminte catolic, s-a făcut și acolo până ne-a dat la Schloss, aici în Offenbach, și a început să se facă. Sigur că am fost puțin la început, pe urmă au început să vină, am mai rămas dintre noi, am mai rămas, nu știu, 3 sau 4 persoane, care 2 suntem aici, restul nu știu de ce n-a mai venit, restul ne-a părăsit și acum eu continui să vin aproape în fiecare duminică la slujbă, că mi-este dragă această biserică și, bineînțeles, de mică am fost învățată cu religia asta. Și urmează și fata mea, am o fată care are 53 de ani, are 3 băieți mari, sperăm la anul 1 să se căsătorească. Ceilalți încă nu, că n-au nicio situație încă făcută. Și eu stau cu fata, mă înțeleg foarte bine, ea mă aduce la biserică mereu. Și asta e viața. Am împlinit 90 de ani în iulie, 10 iulie. Și merg mai departe, cât o vrea Dumnezeu. Nu știu.
Deci am venit pentru invitația că avem 40 de ani de când există comunitatea ortodoxă română aici în Offenbach și am fost de la început, deci când s-a ținut în garaj și așa mai departe. Și pentru mine este modul de a trăi, deci religia ortodoxă îmi dă foarte mult. Soțul care este italian a trecut la ortodox, am făcut nuntă în România, copiii sunt toți botezați și cu ajutorul lui Dumnezeu, la anul băiatul cel mare va face și el nuntă și tot ortodox. Deci este pentru modul de viață nostru foarte important să avem o biserică ortodoxă aici în Germania. Mă numesc Sandu Cristea, sunt membru al acestei parohii de peste 20 de ani. Sunt membru în Consiliul Parohial. Sunt astăzi aici pentru sărbătoria 40 de ani de la înființarea parohiei din Offenbach. Am activat în această parohie ca și cântăreț, active și astăzi și mă bucur astăzi să salutăm toți musafirii de la primăria orașului Offenbach, alte oficialități din Bisericile Surori din Offenbach și nu numai, chiar și din Frankfurt. Mă numesc Iulițan Iacob, sunt membru acestei parohii de 25 de ani și am încercat să aducem din țară obiceiurile și tradițiile românești, să integrăm comunitatea noastră în această societate care este a devenit a doua patrie a noastră. Vă mulțumesc. Wenn in die Kirche gehen, weil es ziemlich kalt draußen und die Leute sind schon in die Kirche schon gesammelt. Und dann machen wir die Runde und dann sehen wir noch. Das ist auch tägliches Raum, wo wir uns mal treffen oder ein Ruheraum, wo die Leute Ruhe finden können. Der ganze Tag ist offen. Es gibt viele Leute, viele Rumänen natürlich, die kommen mit eigenen Problemen und dann finden sie ein bisschen mal Rat und auch tätliche Hilfe. Wir heißen Sie herzlich willkommen. Auch wenn Sie erstmals sind, dann wird nicht letztes Mal, ich hoffe. Das ist so, ja. Und dann darf ich sagen, dass persönlich haben Sie seit lange kennengelernt und ich schätze Sie als eine, der ganz direkt die Sachen ja, bekennen kann und sagt auch. Und dann, wir schätzen sehr, dass Sie auch uns besuchen wollen. Wenn Sie uns auch eine Begrüßung sagen wollen, dann dürfen Sie jetzt und dann werden wir mal die Ausstellung besuchen. Und dann sehen wir weiter. Sehr geehrter Herr Pfarrer Angel, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitglieder der rumänischen Gemeinde, ich bin immer noch überwältigt. Ich habe diesen Raum vorher innen noch nicht gesehen, kam von draußen rein, man kennt die Außenmauern und kommt hier rein, ist eine ganz andere Welt. Also erstens mal Ihnen allen, ja, meinen unglaublichen Respekt, was Sie geschaffen haben mit diesem Gotteshaus. Ich hatte ja die große Freude und Ehre, in Vertretung von Stadtrat Schwenke vor etwa 5-6 Monaten war es, ja? Im März, ne? Ihnen den Integrationspreis der Stadt Offenbach überreichen zu dürfen. Und ich sage ganz offen, sowas verbindet selbstverständlich. Einfach weil es ja bedeutet, sich in der Vorbereitung mit den Preisträgern auseinanderzusetzen und mit deren Wirken. Und ich glaube, viele Offenbacher wissen nicht, was Sie mit Ihrer Arbeit, also ich meine jetzt alle Preisträger gemeinsam, Sie als Kirchengemeinde und auch den Verein Krom in Gesamtheit, was Sie getan haben, einmal für die Stadt und auch für Landsleute aus Rumänien, die in Offenbach angekommen sind und denen zunächst logischerweise
der Anknüpfungspunkt gefehlt hat. Und ich sage mal, das, was Sie geleistet haben, ist eigentlich, man kann es nur so sagen, das wäre das, was, wenn es überall so funktionieren würde, wäre es perfekt. Natürlich können Sie nicht alle Probleme lösen. Selbstverständlich nicht. Das ist auch gar nicht der Punkt. Der Punkt ist, ob Menschen aus Rumänien, die nach Offenbach kommen, dort einen Brückenkopf vorfinden, wenn ich es mal so sagen darf. Wenn sie Menschen vorfinden, an die sie sich wenden können, Menschen, die ihnen weiterhelfen können, damit man nicht Zeit damit vertut, wertvolle Lebenszeit damit vertut, sich neu zu positionieren, weil andere einem helfen. Und das machen sie in ganz besonderer Weise. Und als Katholik bin ich natürlich ohnehin der rumänisch-orthodoxen Kirche nicht fern. Es ist ganz klar, es ist ja die gleiche Wurzel und wir kennen es ja auch zum gleichen Gott. Von daher vielen Dank für die Einladung und jetzt freue ich mich auf die Ausstellung. Ich danke Ihnen allen. Vielen Dank. Ich muss auch mal sagen, dass alles, was wir eigentlich gemacht haben, haben wir mit Hilfe der verschiedene Unterstützer, Leute, die haben uns mitgeholfen. Und wenn jemand nicht direkt mit seiner finanziellen Unterstützung, der hat auch mit seiner Arbeit auch, der geleistet hat, zum Beispiel auch mal einfache Bodenbelegung, das war auch so gemacht oder viele andere Sachen, die in der Kirche finden. Und auch wenn in unserer Tradition gibt es auch Ikonen auf dem Wand, Ikonen sind nicht etwas Fremdes vom täglichen Leben, sondern ist ein vorbildliches Leben, kann man sagen. Es gibt, die wir Heilige nennen, sind Leute, die waren einfache Leute irgendwann. Und jeder hat eine Geschichte seines Lebens und kann ja vorbildlich für die anderen eigentlich irgendwie etwas zeigen. Wir sollen irgendwie diesen Schatz noch im täglichen Leben nur bewerten. Das machen wir in der Kirche eigentlich. Eine Verbindung zwischen alles, was typisch menschlich ist, und Aktualität, Realität des Lebens. Das nicht anders. Und wenn jemand realistisch ist, das macht er richtig. Also ich bedanke mich sehr an alle, die dabei sind. Und nicht zuletzt, die haben uns sehr viel begleitet in unserer Sozialarbeit. Und die auch dabei sind von dem Stadt Offenbach und die haben ständig uns begleitet und einen guten Rat gegeben und auch natürlich direkte Förderung, das war auch schön. Und das kann, vereinfacht uns die Arbeit und erleichtert für den Weg noch zum Verbessern. Vielen Dank. Dann, Sie sind herzlich eingeladen so zu meinem Ausstellungsbesuch. Wir haben eine Ikonenausstellung von unserer Kollektion der Kirche. Das heißt, wir haben verschiedene Ikonen bekommen, wenn wir noch keine Malerei auf dem Wand hatten in der Kirche. Und die haben wir einfach, die Leute haben gebracht und auf dem Wand angehängt. Und war eine schöne Kirche in dieser Art gemacht. Und dann, wir brauchten nicht mehr, weil es ist schon Wandmalerei. Und dann haben wir eine schöne Kollektion von diesen Ikonen. Die könnten wir mal in eine Ausstellung machen. Und dann nebenan, nicht am letzten, dann als wird der Ausstellung 40 Jahre bestehen rumänische Gemeinde im Offenbach. Es war gute und schlechte Zeiten natürlich, das Sie werden mal sehen. Kommen Sie. Gestatten Sie mir noch ein Wort. Ich möchte noch zwei Herrschaften, genau genommen drei, noch mal benamen, von denen ich mich bedanken möchte, weil die eben vieles dafür tun, die Verbindung herzustellen. Da beginne ich mit Frau Sakaljuk. Frau Sakaljuk, die eine hervorragende Arbeit in der Integration in der Stadt leistet. Und da ist Herr Dr. Schulze-Böing, der nicht nur Chef der Meinarbeit ist, sondern auch derjenige, der für Integration in dieser Stadt zuständig ist. Und ich freue mich auch, dass der Markus Schenk, der hinter Frau Sakaljuk steht, der Quartiersmanager aus dem Mathildenviertel, und Nordend, eigentlich überhaupt, der Quartiersmanager für Offenbach, dass der auch hierher gekommen ist, weil auch, das ist genau diese Art von Arbeit, Markus, die ihr macht, die in anderer Weise hier auch gemacht wird. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Anknüpfen, Netzwerke schaffen, helfen. Wir hatten aber eine Zusammenaktion auch, beim Tag der Freiwilligenarbeit.
So, das war mir jetzt nur ein Anliegen, Ihnen das zu sagen, dass diese drei Herrschaften sicherlich einen größeren Anteil im täglichen Geschäft haben, als derjenige, der jetzt hier die Ära den Magistrats vertritt. Das ist einfach so. Aber erst den Podiumssaal zu verlassen, dann dürfe ich mal junge Musizierer auch einladen.